Salutare și bine ați venit la Fabrica de Bani Azi vreau să vă vorbesc un pic despre investiții, randament și risc și despre riscul despre care nu vorbește aproape nimeni despre o variabilă din calculul riscului despre care nimeni nu spune foarte multe lucruri variabilă care pentru mine este importantă și pentru care fac anumite investiții într-un mod în care punctul se pare că nu este rentabil O să vă arăt și comentariul de la care a plecat toată ideea acestui clip dar asta o să discutăm mai spre partea de final, când vreau să discutăm un pic despre comentariile pe care le primesc pe canal și să răspund și în mod curent pe YouTube la ele, nu doar acolo prin câteva cuvinte. Bun. Dacă tot vorbim despre investiții, despre riscul, despre randamentul pe care îl ai, așa o să încerc să prezint lucrurile din, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea și nu dintr-o perspectivă financiară, educațională ca la carte. Ceva de genul fă ce spune popa și nu ce face popa, dar cu deva să putea să facă și popa lucruri bune. <laughs> da? Bun. E, despre ce vreau să vorbesc astăzi este o singură chestie. Au fost discuții legate de, de casă, de randament cu casa, de tot fel de chestii de genul ăsta și am zis hai să vorbesc un pic despre tema asta pentru că sunt niște lucruri în ecuație pe care și eu mă întreb dacă am făcut sau nu am făcut bine. Și începem de la ideea de dacă investeam acum 100 de ani în X acțiuni, la Tesla, în Bitcoin, în nu știu ce, eram milionar acum. Da? Deci toate, de văd, văd foarte des povestea asta cu dacă și o să merg tot pe ea cu dacă și o să vă arăt că dacă mai pui un dacă nu mai este ce trebuie. Și imediat o să vă spun de ce. Înainte de a începe am să te rog frumos să... Nu uita să dai un subscribe la canal. Ai undeva aici, în partea din dreapta, butonul de subscribe. Dreapta. Da. Așa. Și lângă el ai un buton de notificare, un buton de un clopoțel pe care îl dacă vei bifa, vei fi notificat de câte postezi postez un clip nou. De asemenea, la final de episod, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai un like și la acest episod. Bun. Acum ne întoarcem la treaba cu riscurile. Și înainte de a începe, vreau să vă înghimaginați așa. Că dacă puneam, știți că eu construiesc o casă, știți că am băgat foarte mulți bani în ea și mai am de băgat și probabil nu este o investiție foarte, foarte bună. Nu de gasta, eu nu am spus că este o investiție bună. Am spus doar că este o investiție. Investiție pot fi și bune și proaste, da? Așa că pot face o investiție proastă, dar este o investiție. Asta nu avem ce să ne discutăm că este sau nu este. Bun. E, vă pun câteva într-un context în care eu în 2017 am aflat de Bitcoin, am luat puțin Bitcoin atunci și probabil dacă în loc să construiesc casa, cumpăram Bitcoin și Ethereum și Litecoin, nu știu, niște cumva sunt mai cunoscute pe piață așa, oricum acum eram foarte departe, probabil aveam bani de 5 case, nu de una, da? Așa, deci merge pe ideea asta, dacă luam și nu făceam casa, acum aveam 5 case, da? Vedeți, e foarte ușor să mergi în trecut să spui dacă, dacă, dacă. Adevărul e că dacă m-aș în trecut, aș face fix aceleași alegeri. Pentru că, din punctul de vedere al prezentului, și aici e foarte important să înțelegeți, există un risc pe care nimeni nu-l prezintă și nimeni nu-l să se numește timp. Timpul până se întâmplă un anumit lucru. Da? Așa. Timpul ăsta este foarte, foarte important. Și o să vedeți de ce e important. Eu, în, am zis, în 2017 am început cu zona cripto, după care am început să fac casa, un coșmar, nu despre asta e vorba. În schimb, în februarie anul ăsta am avut o problemă medicală. Acea problemă medicală, despre care cam toată lumea vă că trece până ea, așa, la mine a fost mai grav. Părinții mei cumva sunt, sunt în cred ei, așa, că dacă mai steam o zi, două acasă, acum făceau parastas și bomeni și nu mai făceau... Gătare cu mine. Da? E, la fel, vedeți, spun un dacă. Dacă mai steam două zile acasă, e posibil să fi avut dreptate mei. Adică, cumva n-am fost chiar bine acolo, dar n-a fost nici foarte, foarte grav. Slavă Domnului. așa. Bun. E, în contextul ăsta, nu m-a ajutat cu nimic ca, ca și avut eu bani în momentul ăsta de 5 case, că nu m-ar fi ajutat cu nimic. Că eram mort, îngropat, mă durea, mă durea la bască. Până și mă durea, este o expresie aiurea în contextul ăsta. E, la fel, presupunem că acum zic, lasă casa deoparte și investesc în acțiuni la bursă. Știți că planul meu și temenul meu este de vreo 10 ani de zile în care vreau să ajung la așa zis pensionare, la așa zis independență financiară. De fapt, la avea atâtea venituri pasive cât să-mi asigure traiul zilnic fără să fac absolut nimic. Adică suma de bani pe care mi-a necesară ca să trăiesc o, o lună de zile sau de la o lună la alta să fie generată doar din venituri pasive. Este un plan al meu, e un plan pe 10 ani de zile, pe 12 ani de zile, un plan destul de mare, de important, un plan la care lucrez. Dar în paralel cu chestia asta, îmi construiesc și casa, fac și alte lucruri. Și veți spune de ce, nu, de ce faci chestiile astea. Pentru că timpul, eu nu știu viitorul cum va arăta, și timpul este un risc pe care nu sunt dispus să mi-l asum. Cumva ca și concepte filozofic, așa dacă o să dăm, eu sunt mai pe pasionat de calea asta budistă, de ceea ce zice budismul, ceea ce zice Buddha. Și Buddha are o chestie foarte, foarte simplă în care spune calea de mijloc. Nu face o chestie dusă la extrem, că putea să nu fie bine. Nu investi toți banii în bursă, că putea să nu fie bine. Nu trebuie să toți banii în casă. Așa. De ce spun chestia asta? Mergem în viitor, da? Și ajungem în anul, nu știu, ajungem în anul 2030, să zicem, în care zic, Bă, dacă investeam în Bitcoin, aș ajuns, nu știu ce, milionar și da, da, da. Pe de altă parte, în ăștia 10 ani de zile, mi-am făcut casa și m-am bucurat de ea. Mergem mai departe înapoi în trecut, dacă vreți, că vă, zic, vă plimb în orice situație vă plimb. Presupunem, v dacă în februarie era final de joc, ca să zic așa. A fost greu cu casa și e greu în continuare, dar între timp, de deci când am luat terenul, mi-am invitat prietenii la teren să facem un grătar. La un moment dat am niște poze mai vechi în care am făcut grătarul, nu aveam nimic acolo de clivat, adică veneam de acasă cu farfurile și cu un bidon, cu două bidone cu apă că, și cu măsuța, că nu aveam masă acolo, nu aveam un nu aveam absolut nimic. Da? Dar mă bucuram de viață. Deci mă bucuram de chestia asta. Chiar dacă a fost de o construcție a casei, pentru mine e o realizare foarte importantă. Dacă mi-aș fi pus să pun economii deoparte de 100.000 de, de euro, nu că -aș fi, sunt sigur că n-aș fi reușit. Sunt 1000% sigur că nu aș fi reușit performanța asta, da? Adică, deci, din punct de vedere financiar, pentru mine mi se pare că e o realizare. Pe tot procesul ăsta, chiar dacă a fost cu niște mici puncte mai nasoale, au fost cu foarte multe satisfacții. A fost o satisfacție când am văzut-o în sfârșit ridicată, pentru că trebuie să mă mai greu și nu se ridica. Am fost o satisfacție în momentul în care am văzut că acolo așa că pot să stau și să am nu neapărat un confort maxim, dar pot să... să, stau acolo o zi, două, trei, ca o fel de cabană de vară, da? de doar vara, și iarăși a avut o satisfacție. Am avut o satisfacție când mi-am făcut studioul video acolo și am pus tapetul acela ca să arate bine crămizile și nu știu ce și era și am avut o satisfacție. Deci toată construcția asta casei, chiar dacă a venit cu niște cum să zic eu, niște evenimente mai puțin plăcute așa, pe tine știu cam ce probleme am avut și la ce m-am văitat eu mai tare așa, din -o de asta a fost o călătorie, o experiență plăcută da? Prefer călătoria asta plăcută și faptul că nu sunt acum milionar în cripto sau nu sunt milionar în astea decât pentru că iarăși nu știu dacă ziua de mâine mai există pentru mine. Și atunci nu mă ajută cu nimic ca că o să am eu nu știu câte milioane peste nu știu câți ani, dacă nu, pe tot parcursul anilor ăștia, nu mă bucur de ceea de ce am. Da? Da, putem să discutăm despre casă și despre faptul că e o investiție proastă, pentru că e foarte mare, putea să fie mai mică, putea să fie mai nu știu cum. Dar faptul că am făcut-o așa e o satisfacție personală. Și este alegerea personală, mi-o asum. Adică eu totdeauna mi-asum de lucrurile care le fac bine sau prost. Și, fapt, nu există bine sau prost. Nu există să bună sau proastă. Și este să faci ceea ce te mulțumește pe tine. Am prietene acum care mă sună și îmi spune că vreau și eu să intru pe bursă. Le spun ok, iau ușor. Bagă 500 de lei pe zi, pe zi, pe... 500 de lei pe lună. Chiar dacă mi-am pus buși bani deoparte, nu-i băga mâine toți la bursă pentru că încă nu știi nimic, ai timp să înveți. Iau o ușurel pas cu pas, da? Vezi dacă poți face și altceva cu banii care poate să te. nu știu, să, -ți... să trăiești viața, adică nu faci sacrificii. Toți facem sacrificii la un anumit moment sau un anumit punct, dar nu sacrifica totul pentru o, o investiție, pentru ceva, pentru că s-ar putea să ieși câștigător, dar s-ar putea să nu ieși, da? La fel de bine faptul că a crescut Bitcoin în ultimii ani de zile presupuneam că a ajuns milionar, dar pe 10 ani de zile poate pică și m-am pierdut tot și <laughs> n-ai să știi ce trebuie viitorul. De asta vă zic că totdeauna când fac investiții, chiar dacă sunt importante investiții pentru mine, chiar dacă fac investiții în tot felul de zone, să zic așa, totdeauna caut să fie calea de mijloc. Să rămână bani și pentru a am satisface anumite plăceri. Să rămână bani, adică mă gândesc de două ori dacă vreau să pun banii pe bursă, să-i pun în casă sau să nu știu, să mă duc la cinematograf. Da? Deci sunt chestii pe care le gândesc, dar nu vă spun că nici în zona în care la un moment dat am făcut chestia asta pe pielea mea. Am zis că vreau să strâng toți banii câștigați, să facem nu știu ce, investiție, Că am mai povestit pe blog despre chestia asta și după șase luni de zile n-am cheltuit aproape niciun ban. Dar au fost groaznici. După șase luni de zile, la limită n-am căzut în mai altă, pentru că am văzut o chestie foarte interesantă la cei care sunt în corporații, care nu au timp. Și atunci, ei muncesc din data bună seara, unii dintre ei, unii mai bine plătiți, să zic așa, care au și joburi mai bune, sunt și bine plătite, dar de obicei sunt și cu overtime, adică nu se încheie la 6 programul și se încheie la 9 seara, și mai ales acum când lucrezi de acasă, se cam întâmplă chestia asta și din alte motive. E, și atunci, ei, în weekend, e singurul lor timp liber. Și atunci mă uit că câștigă destul de mulți bani, dar deși câștigă destul de mulți bani, apare refularea asta și în weekend îi cam consumă, adică cam și cheltuiesc mulți bani, așa, nu ține neapărat de educație financiară, ține de o chestie psihologică și am văzut și la mine, dacă timp, dacă nu știu, aș băga toți banii pe bursă și ți-ar face chestia asta, să nu știu, să stau aproape mâncat să mănânc așa frugal, să nu știu ce, să fac multe sacrificii, să mă duc la extrema aia și mai probabil peste 5-6 luni de zile, dacă nu și mai repede, aș ceda și aș cheltui în merge, nu pe bursă, că pe bursă e mai greu să-i scoți, durează 4 zile după ce îți din 3 De Să zicem aș face economii, vreau să-mi iau o mașină, da? E, și aș face economii, și aș face economii, și aș face economii, dacă faci face astea foarte drastice, e posibil ca pe la, după 5 luni de zile să cedezi, psihic vorbind, și să-ți cumperi toate căcaturile, să te duci la mol, să cumperi toate căcaturile, că să ți asigure fericirea, înțelegi? Pentru că ai fost șase luni de zile nefericit. Adică să acumulat niște frustrări acolo, să acumulat niște chestii, niște energii negative, cum vreți să le cezi voi. Și atunci e posibil să dai în extrem mai altă după aia, care iar nu e bine. Adică să cheltui toți banii sau mai mult faci un efort șase luni de zile, 8 luni de zile, un an de zile să strângi pentru mașina care e mult visată, să ți cumperi mașina, iar vorbesc de mașină ca o investiție, chiar dacă nu este aia clar nu e investiție profitabilă. așa. Și după aia să ei iei și să zici, bă, asta e tot, nu mi-a duce fericire. Adică nu mă bucură chestia asta. Și atunci am niște planuri foarte clare, ați văzut, cu bursa, cu casa, cu sunt niște chestii foarte gândite, cu formule matematice în spate, dar dincolo de chestia asta mă gândesc și la viața mea și la ce îmi place mie și la... Gândiți-vă că în moment de față pentru câteva mii de euro m-aș putea angaja. Da, mă rog, pentru de, de euro m-aș putea angaja la București, ca să mergem mai așa, pentru că Ploieștiul, din păcate, are alte standarde salariale și mai greu, să zicem. Așa. Faptul că eu aș putea câștiga destul de mulți bani ca angajat, sună foarte bine. Aș putea avea mult mai mari investițiile pe bursă, aș ajunge mai repede la planul ăla de 10 de ani, de 12 de ani, să așa. Faptul că aș pleca din la 7 cu trenul la București și ar veni seara la 9, că am trecut până asta 8 ani de zile, atârnă foarte greu în balanța mea. Ok, câștigi mai puțin bani cu firma mea, muncesc poate mai mult, am parte de stres mai mult decât aș avea ca angajat, da? Adică sunt niște chestii destul de nasoale, nu sunt cele mai așa. Dar, pe de altă parte, am timp să mai trăiesc, să mai respire aer, să mai văd frunzele pe cer, pentru că în momentul în care pleci din cu trenul și din seara, la un dat aveam glume de genul că noi stăm în tren mai mult împreună, că stăteam o oră pe zi dimineața, o oră seara, așa, deci două ore pe zi stăteam cu prietenii în tren, că mi-am făcut prieteni acolo, normal, așa, și mai puțin cu soția acasă, pentru că dacă veneam la 9 seara, mâncam jumătate de oră și mă culcam. Stăteam o jumătate de oră pe zi cu soția, timp petrecut împreună, din petrecut împreună între ghilimele pentru că eram obosit și nu mai aveam chef de nimica. Așa. Și de fapt, ea din tren tea mai mult timp. <gânghe> Înțelegeți? E, asta e ideea. Adică, chiar dacă fac anumite investiții care, din punct de vedere al manualelor, al cărților, nu sunt bune. Bă, nu face chestia aia, face o tâmpenie. Și o să mă vin la comentariul ăla că mi-a spus că prostia mea este proporțională cu casa sau ceva de asta. O să-i imediat. Așa. Da, este foarte posibil ca respectivul să aibă dreptate din perspectiva lui, din punctul de vedere, din perspectiva lui, e posibil să aibă dreptate. Din perspectiva mea, este o călătorie pe care mi-o asum, o chestie pe care mi-o asum și atunci, ori, ori dacă consider că a făcut o greșeală, învăț din greșeala respectivă, ori dacă mă încăpățnesc să zic că nu e nicio greșeală sau poate chiar nu e nicio greșeală, îmi asum faptul că, da, dată, n-am ajuns milionar, dar am căsuța mea acolo, o să am căsuța mea, o să stau liniștit, o să stau în gădină. Poate dispare și pandemia asta ca să pot să călătoresc, poate dacă nu dispare și ne mai închidă ăștia încă nu stătăm întregi în casă, am unde sta acolo, nu știu, nu zic acum, poate mai vine o pandemie peste 10 ani, am acolo unde să mă izolesc frumos și cu verdeață, nu știu, am spus, sunt mulți de dacă și atunci e ușor să pui dacă faci aia, dacă faci aia, sau să te în urmă. E foarte simplu să, să câștigi la bursă văzând previziunea ce s-a întâmplat în urmă. La fel de bine poate să vină o criză financiară mai nasoală decât aia din 2007 și să ducă bursa în jos foarte, foarte mult și să zic că dată am strâns tot banii pentru casă, i-am băgat pe bursă și aia s-a dus în jos și am pierdut și banii și cum mă descurc psihologic cu chestia asta? Asta vă întreb. Cum mă descurc? am pierdut și banii pe bursă, <gânt> da? Deși puțin probabil să pierd la cum managez eu riscul, dar să punem, vă vă pune de dacă. Deci am pierdut și banii pe bursă și n-am nici casa. Ei, adică, na, înțelegi, deci, dacă pun uh, scutele, n-am nici casă, n-am nici mașină, n-am nici pe bursă, e nasol. Nu știu cum a zis psihologic. Da, așa am făcut și aia, am făcut și aia, am făcut și aia. N-am ajuns să am Lamborghini, dar uite că nu o duc nici rău, ceva de genul, adică nici nu mor de foame. Da? Deci asta am zis, calea de mijloc una e foarte, foarte bună. O să mă duc un pic și la comentarii, că m am zis că vreau să te cubic și prin comentarii. Nu e vorba de hate acum, nu e vorba de... E foarte chestia, că am zis că fac un episod special cu hate, dar nu fac, nu are rost. Uh, fac o chestie foarte scurtă aici. Bă, pe burță sau la investiții, nu-i nu trebuie hateri, că nu contează dacă ești tu deștept sau prost. Spune bursa în cifre. Ai pierdut bani sau ai câștigat bani, știi? Aia spune bursa. Restul sunt părerile altora, bune, rele, poate bune din perspectiva lor sau rele din perspectiva ta, nu contează. Ne uităm un pic pe comentarii, multe sunt cu respect sau chestii de genul ăsta. Vă mulțumim pentru cei care. sau eu personal, mulțumesc celor care mă apreciază sau apreciază ceea ce fac eu pe canalul aici, pentru că de multe ori uh, sunt apreciate canale care arată cum fac ei milioane și de fapt sunt total neprofesioniști când te uiți mai atent sau fac greșeli mari de educație financiară. Nici eu nu cred că sunt un mare expert sau ceva. Este experiența mea personală pe care o prezint pe acest canal și vă dau din sfaturile și din experiența mea de viață cât, atât cât pot și eu. Da? A, așa. Mă întreba cineva de grupul de WhatsApp, i-am lăsat link în discuție. O să pun un banner probabil pe site, pe fabrica de bani, în care să fie aici sau un banner și cu linkul de grupul de WhatsApp că cumva e bine să fie și o comunitate acolo în care să mai putem să schimbăm informații. Gabriel era el foarte supărat că prosteta este prezentată personală cu casa, că arată urât casa aici, era o discuție care nu, nu contează, știi? Ține de gust, ține de foarte multe chestia asta, adică ceea ce unul îi pare frumos, altul îi pare urât. De exemplu, inițial casa mea a vrut să fie pe stilul grecesc, na, legat de de călătorile mele în Grecia și de faptul că îmi place zona respectivă, mi se părea că e interesant să nu aibă acoperiș, să aibă terasă pe acoperiș. Așa, eu am ceva cu înălțimile, să fiu sus. Și uh, părea foarte bună ideea, chiar am zis cu arhitectul, inițial așa a fost planul. După care am dat așa în jur și zic, bă, când vezi așa casele în jurul tău cu acoperiș, una cheală nu prea mai arată bine. <laughs> Asta a fost ideea, adică, mă, parcă nu e bine, știi, adică acolo când sunt toate în Grecia fără acoperiș, E bine, știi, așa sunt toate studiourile alea și așa sunt amenajate, pare ok. Când e una așa care arată altfel decât al alte, și până am zis că nu, hai zic, facem pe clasic, pe acoperici, că nu, mai lăsăm din ideile mele deoparte. parte. așa, respect pentru că respect mereu, zice, o OTR. Mulțumim frumos oricum. Așa, așa, iarăși legat de uh, faptul că există platforme de care, în afară de Treivil, care au uh, comisiune mai mici. De. Aici încă studiez un pic problema din alte puncte de vedere. Sunt anumite chestii legale pe care le am, le cunosc cumva, dar nu mi le confirmă încă nimeni și sunt niște chestii care, care nu neapărat că sunt dubioase acolo. Vin cu niște riscuri. Mereu, platforma de care ne zice Robert, pe care na, Robert îl cunosc personal și este super ok omul, el ne spune de, nu mai știu dacă îmi zice aici, Interactive Brokers, care e Interactive Brokers, este o companie foarte serioasă pe afară și așa mai departe. Eu ce am făcut pe piața din US a fost niște experimente, niște joacă și eram uh, erau niște bani aruncați din punctul meu de vedere, adică nu a fost niciodată vorba că câștig pierd. Hai să vedem ce se întâmplă, hai să ne jucăm, hai să experimentăm. Și atunci, în contextul ăsta, nu mi-am. Adică, am mers pe ideea, Bă, dacă câștig bani. <laughs> așa, vezi că eu mă. Deci, dacă câștig bani, ce fac? Și faptul că ar trebui să am două fișe pe care să adun eu sumele alea, să le la ANAF, să nu să fac vreo greșeală, am zis, mă, pentru experimentul ăsta nu merită să vă complic. De? cred că și dacă voi băga mai mulți bani în piața din Unesco, voi prea trade cu comisioanele lor cam măricele. Mă rog, sunt măricele acum, dacă te duci în zona aia, decât un alt cont ca să am un portofoliu acolo, un portofoliu acolo, uneori mă ajută, uneori mă încurcă, Depinde de foarte mult de cum vede fiecare lucrurile, da? Adică nu zic că așa e bine, da? V-am spus, din punct de vedere al oricărui sfat interactiv brokers pentru piața din US, sunt peste Tradeville. Nu are eu să, să dăm altfel, da? Dar dacă eu prefer Tradeville și eu prefer comisioanele 3 Vil, este strict alegerea mea. Poate să fie, de exemplu, unul din motivele pentru care să zic că aleg Vil că vreau să, ca comisioanele respective, să se ducă în buzunarul celor din România să nu se ducă în buzunarul unei companii străine. Să zicem, nu știu, dau un motiv, să zicem patriotismul, deși nu sunt eu cel mai patriot om, dar să zicem că patriotismul meu pentru țară e că vreau eu să folosesc Treyville, chiar dacă ai comisioane mari, chiar dacă mi-e scump, că așa, vorbim de funcție de US. În piața din România mi se pare că comisioanele Treyville sunt cele mai bune și sunt mai mult decât acceptabile. Da? Așa, deci sunt două chestii diferite care... Așa. Legat de Apple și de Reality.com, uh, pe ce continente am uh, ales eu uh, Income? Am tot auzit de el, am auzit de alte companii, pe păi, ăsta mi s-a căjunat. <laughs> Așa, nu era, nu era cel mai bun, nu era cel mai prost. Am văzut că prima legendă, dar nu am arătat. Uh, am luat Apple și por, m-am dus în Reality.com. Motivul pentru care am tăiat pe prima oară erau că nu eram suficient bani ca să iau măcar o acțiune la Reality Ceva de ăsta mi se pare că a fost. Am că bă, decât să bag 70 dolari în experiment, mai bine bag 40 de dolari în experiment. Ceva din ăsta a fost pentru că 8 dolari comisionul oricum era. Adică, na. A, așa. Foarte bun clipul ăsta despre cum ai la bursă. Am observat și eu că clipurile care spun despre cum ajung milionar sau despre cum am pierdut, milionar, am pierdut milioane au mult mai mare impact asupra publicului decât clipurile care au sfaturi reale și sfaturi din viața personală, ca să zic așa. Și mai sunt comentarii aici. De ce nu încerc buța din US? Iar mă întreabă cineva că de ce nu i pe din US? Sunt lucruri bune și contra, adică sunt și totdeauna la orice chestie sunt chestii care sunt pro și chestii care sunt contra, la orice serviciu, la orice v-ați vrea voi. Și atunci, mă ține poate de patriotism, ține de frici. Mie nu mi se pare că America e... Uite, exemplu, o chestie legată de frici nu aș avea, cel puțin deocamdată, nu sunt interesat deloc și n-aș investi, mi se pare o tâmpenie, au fost alții care au investit și cam și-au în companii chinezești după bursa din US, da? Adică nu aș investi în China. nu a nicio legătură cu cu faptul că acolo e comunism și nu e democrație, de exemplu, sau că au. Deci nu nicio legătură cu asta, pentru că eu încă nu sunt convins 100% că cel mai bun sistem este sistemul capitalist. Se pune aici o problemă filozofică de este important individul sau este important grupul. Da? Și deocamdată este foarte discutabil problema dacă sacrificăm un individ pentru ca să ducă mai bine grupul sau o duce bine individul ăla și grupul moare de foame, știi? Adică e foarte chestie filozofică, adică nu mă refer la implementarea comunismului și așa mai departe, că a dat cu virgulă, se pare că și la capitalism dă cu virgulă că au găsit oameni niște chichițe, niște spăși, niște alea ca să îl strice și pe ăsta. Așa. Și atunci nu vorbim din punct de vedere filozofic, dar din punctul meu de vedere, China mi se pare riscantă, am spus, faptul că eu sunt pasionat de zona asta de budism, am citit și Confucius, sunt pasionat și mai mult de taoism, chinezesc de arte marțiale, dar n-am ce treabă cu dedică de Confu, de, Confu, de, de Shaolin, da? Dar doar la nivel de citit și nu mă gândiți că fac eu o chestie, că gras și -o. ar trebui să pasionat de sumo. Așa, deci nu, nu vă gândiți la chestia asta. M-am interesat foarte mult de, de filozofia asta taoistă, filozofia Shaolin, chestii care chiar sunt utile în viață. Da, sunt niște cărți pe acolo care s-au scris unele dintre ele înainte de. de a exista noi ca, ca sau ca ce vreți voi, nu vreți de România sau de români, în timp ce noi eram încă în copaci, exista o civilizație acolo în China, acum 10.000 de ani și asta trebuie să ne dea un pic de gândit, totuși, au trecut și ei pe momente grele ale istoriei, sunt și ei cum sunt, nu neg asta, nu mă bag în discuții de genul ăsta, dar eu personal nu mă gândesc să investesc în China, da? Din diverse motive, v-am zis. Așa, la fel și cu piața din US, deocamdată mă simt confortabil pe piața românească, v-am zis, poate și de confort, poate și de un pic de uh, legat de, cum să zic eu de patriotism. Eu zic patriotism, dar poate nu e neapărat o formă de asta. Am eu așa o idee în cap că trebuie să-mi fie mie bine, să le fie vecinilor mei din bloc bine, să fie străzi mele bine, să fie frumos, să arate frumos, să fie curată, să fie orașul în care locuiesc curat și frumos și cu un primar care trebuie, așa, și fără gunoaie dacă nu la ploiești, dacă o la băicoi să știi că e, e ok din multe cum de vedere, acel oraș, așa. Să fie județului meu bine, țării mele bine, da, vedeți, asta este un concept și atunci caut să dau banii cuiva unei firme din județul meu să facă o treabă decât să-i dau un indian să facă aceeași treabă, ca să ducă banii mei în India și să nu rămână în economia locală. Da, e o, -e o chestie de mindset pur și simplu. Și atunci probabil se reflectă chestia asta și în investițiile pe bursă. Pe de altă parte ceva în și meu zice trebuie să faci mai mulți bani. Du-te pe bursa americană, du-te pe bursa chinezească, du-te la oportunități. Acolo sunt bani serioși sau nu știu, înțelegeți? Dar este o chestie de alegere până la urmă. Primul like, primul share, mulțumim. Așa. Unii le place să altora a văzut că nu le place. Ați văzut, ține de gustul, de aspect, de foarte multe. să este o investiție fără venit pasiv, dar poate dar e pentru liniștea ta. Exact ce vă spuneam și eu, da, nu așa. Deși am niște surprize acolo la casă și o să vi le arăt la un moment dat, da, deci am niște a și mânecă, cum vreți să-i ziceți voi, dar aș vrea să le arăt în, în două momente importante, să zic așa. Unul din momentele importante este acela legat de, cum să vă zic eu, de pragul de vizualizări pe YouTube, adică dacă am 1000 de abonați voi începe să am promis că voi scoate niște chestii interesante la 1000 de abonați legate de zona aia de casă, de zona aia de alte zone de investiții, da? Așa, deci asta este un obiectiv. Și al doilea, aș prefera să încep să vorbesc mai mult despre casă sau despre casa ca investiție în momentul în care mă mut la ea. Da, în momentul în care există casa. Că, momentan, dacă o luăm din punct de vedere legislativ, eu nu am nicio casă. Da? Până la momentul intabulării ei, da? Ea nu este o casă, este un șantier în construcție. Da? Deci nu am nicio casă. Știu că sunt ciudat, dar în lege nu am. Eu plătesc impozit acum pe teren. Da? Nu plătesc impozit pe casă pentru că casa nu există. Nu vă faceți griji, nu e vreo evaziune fiscală aici. Primăria are metode ca să-ți mai mulți bani atunci când nu ai o casă decât atunci când o ai. Chiar am văzut de chestia asta că auzeam foarte multe teorii că unii nu și izolează casa pe afară și -o lasă așa în construcție ani de zile ca să nu plătească impozite la casă. Realitatea dintre nu e altfel și m am amuzat chestia asta. Prelungirea autorizației de construcții a costat 600 de lei. Impozitul an, pentru un an de zile, da? Impozitul anual, la, impozitul anual, la, casă probabil era undeva sub 100 de lei. Nu știu exact să spun că încă nu e gata. Da? Deci, în loc de 100 lei anul ăsta, când nu am terminat casa, am plătit 600, de lei, da? Fapte, fapt, cum zic eu, fapte întâmplate, reale, nu e nicio dubiu, adică nu e că e calculat sau necalculat, cred că 630 de lei, știi? Deci am plătit, am plătit impozitul deja la casă pe 6 ani de zile, dacă e un milion pe an, deja din prelungirea de autorizației, da? E, asta vă spun. Adică sunt e, multe chestii. O să vă arăște lucruri care cred că o să vă placă la un moment dat, m-am spus, vreau să mi dească măcar una din cele două condiții să mă mut acolo sau să ajung la 1000 de urmăritori pe canal. Da? Și o să vedeți că și casa aia nu e chiar e o casă, mă rog. E o ironia faptului că mă uit foarte mult la case pasive și nu e o casă pasivă, dar aș vrea să fie o casă pasivă. Și e un joc de cuvinte aici, o să vezi că e un fel de casă pasivă care totuși este un activ <laughs> sau are venituri, da, o casă pasivă care vine în venituri cuvinte pasive, nu știu, e dat. așa, forma este, mulțumesc, be like, mulțumim, cum pot reacționa la BT, mulțumesc, i-am și zis răspuns că poate să mă contacteze, poate să-i dau mai multe sfaturi și pe privat. Nu că nu le-aș da și în mod public, nu e ceva secret sau ceva, dar uneori, dacă sunt probleme mai specifice, prefer să-i arăt omul respectiv și nu fac sau să discut în public o mie de chestii, da nu am o ofertă specială pentru cei care mă caută pe privat. E doar faptul că pot să-i ajut și să-și facă cont undeva la un broker, să-și spun cum să aleagă brokerul și așa mai departe. Da? așa, spor la toate, mulțumesc, Cosmin și așa mai departe. Nu o toate, sunt multe comentarii, am luat așa câteva dintre ele. Sper că, că v-am lămurit cu anumite aspecte. Sper că episodul ăsta să vă dea de gândit atunci când luați totul viața doar în alb și negru și trebuie să investești toți banii la bursă sau trebuie să faci aia și aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine. Da, sau dacă pentru tine să nu fie bine, dar pentru mine unele lucruri sunt bune. Îți mulțumesc că m ai urmărit până aici. Azi am avut așa chef de vorbă și am făcut două episoade lungi, unul pe canalul ăsta, unul pe canalul de cripto. Sper să te fi plictisit, sper să-ți fi plăcut și dacă ți-a plăcut, chiar apreciez să dai un like la acest episod, să știu că și vorba lungă nu e sărăcia omului și aduce valoare în conținut. Îți mulțumesc și ne reauzim în curând cu un nou clip.